Florin, frângere cu cântec. Supărați pe arbitraj? Sunt supărați în primul rând pe noi. Sunt supărat pe echipa mea că s-au făcut greșeli nepermise. Am dominat jocul de la un cap până la altul, eu spun, chiar și în 8 oameni am fost peste ei. În sfârșit, fotbalul câteodată este nedrept și problemele de arbitraj care au fost la, și la primul gol, un fault inexistent, și penalti la aria de eliminare, a redita mai rana pe picior, ca să spun așa, i-a dat roșu. În sfârșit, greșelea lui Vulpe, care spune că nu l-a atins, dar s-a dus pe adversar, tot el l-a provocat. Eu sunt supărat în primul rând pe echipa mea. Un arbitraj tendențios, ne așteptam la lucrul ăsta, dar speram că putem să facem un joc bun și să învingem. Oricum, felicit echipa din Filiaș, le doresc baftă în continuare. Totuși a fost un arbitraj de Liga 1, dacă stați să vedem după... Am văzut ce este și în Liga 1. Nu vreau să comentez prea mult pe chestia asta, însă probabil că s-a văzut și azi, nu știu, poate eu am văzut altfel jocul, poate sunt puțin nerealist. Însă, mai ales la faza de la aria, eu zic că este penalti și acolo s-a rupt joc. A era 2-1, făceam 2-2, chiar dacă eram în 10, puteam să jucăm echilibrat. Ce le reproșa elevilor tăi? Greșelile personale. Și la primul gol, centrare în 2 metri și portarul nu iese, marcajul inexistent, la golul 2 mingea noastră o dăm la adversar, scapă și ne dau gol. Practic ei nu ne-au pus niciun fel de problemă. Niciun fel de problemă. N-am văzut o fază lucrată să vină să ne domine absolut deloc. Chiar și în 8 oameni am dominat jocul și am jucat foarte bine. În schimb, ăsta este fotbalul, v-am spus încă o dată, felicit, sunt supărat, normal că mă așteptam la altceva, dar asta e viața. Mergem înainte. Avem un lot destul de bun, avem 22 de jucători în lot, nu fac niciun fel de problemă. Cei care vin o să le suplinească cu brio.